doctori, oameni buni. Pe scurt, m-au dat afară din casă, iar aluni, venind de la școală, am observat ceva pe ușă. Când m-am apropiat, am observat o foaie pe care era scris că sunt dat afară din casă pentru că n-am achitat apartamentul 10 luni. Fuck, și ce dacă n-am achitat? Asta e normal, sunt student. M-am așezat pe scări, am început să mă gândesc ce să fac. Așa nu pot lăsa. M-am apropiat de ușă și... Poate mă crucea în timp ceva din casa mea. Da, nimeni nu-mi deschide și nu-mi răspunde. Din neașteptate s-a deschis ușa și mi-a aruncat geanta. Doar geanta, dar lucrurile mele, cum ar fi PC-ul, scaunul și multe alte? Da. Ei, lasă, merg să-mi caut alt apartament, chiar dacă am doar 5 euro. Oricum, o să găsesc ceva. Și am mers spre norocul meu. Ajutor, oameni buni! Ajutor la vlogger, vă rog, ajutor! Nimeni nici un leu nu dă, da? Da, asta este viața mea. Acum trebuie să caut ceva de mâncat. Am mers într-un loc unde mereu este ceva bun. Da, deja Johnny totul a luat de aici. Fuck. Au rămas doar ceva frunze uscate. Astăzi rămân fără mâncare. Spate de mers acasă să mă lăs un pic în pat. Am intrat în cameră la mine, aici este foarte bine. Doar sunt câteva minusuri și gata. Nu este internet, lumină și căldură. Doar spate de făcut focul cu frunzele uscate. Dar așa e bine. Acum spate de dormit. Am aruncat patul și m-am lăsat. Am auzit ceva pași. Oh, cine tu ești? Și cauți la mine în cameră? Adică, asta e camera mea! Mi-am luat patul și am mers să-mi caut o altă casă. Pe scurt, m-au dat afară din casă. Miau!